Am intervenit la fața locului cu sprijinul serviciilor voluntare pentru stații de urgență, în total cu 5 autospeciale de stingere. Iar la sosirea noastră, flăcările se manifestau la etajul și la acoperișul clădirii pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Din fericire, prin intervenția promptă a noastră a fost salvat restul clădirii, vorbim de un total de aproximativ 500 de metri pătrați. Nu ne-am înregistrat cu victime, iar incendiul a izbucnit în urma unui foc făcut în aer liber, care s-a extins și a cuprins și clădirea din proximitate.